2 ani plănuiesc să fac un clip despre Miss Dior, despre parfumul Miss Dior și să fac o comparație între diversele variante pe care le puteți găsi astăzi în parfumerii, în special în parfumeriile online. Miss Dior este unul dintre parfumurile mele preferate de ani de zile. N-aș putea să spun că îmi place neapărat varianta aceea originală, să spun, pentru că în acest format încă mai găsiți pe unele magazine online Miss Diorul cu acea aromă ce se pare că era din 1947, care este în mod cert un ciprat. Nu pot să spun că sunt o mare fană a acestei arome, deci prima, însă îmi place foarte mult forma intermediară apărută, dacă nu mă înșel, prin 2012, oare? Și pe care o regăsesc în formatul Le Parfum. Deci parfum, nu eau de parfum, nu eau de toalet, ci parfum, parfum. Acesta este, să zic, cel care îmi place mai mult. Dați-mi un pic să-l miros, că... da. Însă, dacă ar veni acum să-mi spună cineva, ok, o să dispară toate Miss Dior-urile, toate variantele care există, dar ai dreptul să păstrezi doar unul pe care l-ai păstrat de aici. Ar fi vorba de Miss Dior Cherie, care mi se pare cel mai reușit flanker al acestei serii. De fapt, nu este chiar un flanker. E o variantă care a ieșit pe o anumită perioadă și care și ea împrumută ceva din numele persoanei care a inspirat parfumul Miss Dior. Și hai să o luăm de la capăt. Și am luat aici, ca să-mi fie aproape, pe lângă normal Wikipedia și o grămadă de site-uri unde găsiți o sumedenie de informații despre originea parfumului Miss Dior, cum a fost creat și toată istoria din spate. Am luat cartea lui Rojadov, The Essence of Perfume, pentru că aici am o pagină foarte frumoasă dedicată parfumului Miss Dior. Este și o ilustrație foarte drăguță făcută, da? Și cu câteva elemente cheie din istoria acestui parfum. Ce trebuie, așa, să știți ca idee, că parfumul a fost lansat în 1947 și a fost o dorință a lui Christian Dior, celebrul creator de modă, de a lansa un parfum care să inspire ideea de rochie. Mai exact, când se pare că atunci când a discutat cu Vacher, cel care urma să îi producă efectiv parfumul, i-a spus că aș vrea să imaginez cum țâșnește o rochie dintr-o sticlă de parfum. Deci cam asta a fost ideea lui. E o epocă în care, dacă ne gândim, în 1921 iese Chanel N°5, în 24 Shalimarul lui Guerlain. Deci este o epocă a parfumurilor fabricate, a parfumurilor care încep să se despartă de acele arome florale și foarte naturale pe care, să zicem, femeile le purtau. Și intrăm într-o zonă a elaboratului, o zonă în care amprenta de a fabrica, pe care o au toți designerii care lansează în această epocă parfumul, și numai designeri sau parfumieri, că vorbim, dacă vorbim despre Guerlain, nu putem să vorbim despre design. Vorbim de dorința aceasta de a crea oarecum niște, nu știu de ce mi-a venit acum le paradis artificiel, mi-a venit în cap sintagma asta lui Baudelaire, dar da, cred că e ceva de pe acolo, paradis artificial, adică să creăm niște paradisuri, niște raiuri florale din arome și de sinteză și animalice și așa, și să obținem niște parfumuri mai apropiate de ceea ce își dorește practic o femeie. Ce e bine de știut, că Christian Dior nu era parfumier, n-am nicio treabă cu asta. E bine de știut că, spre deosebire, de exemplu, de Chanel sau de alte persoane din acea perioadă, să spun, Dior are șansa să provină dintr-o familie înstărită, o familie cu bani, iar el de mic a fost obișnuit să vadă în casă, să simtă parfumul femeilor, să observe aceste obiceiuri. El, la rândul lui, a purtat foarte mult le chipre, sau chipre pur și simplu, al casei Coty. Casa Coty a fost o casă foarte prolifică, să spun așa. Gândiți-vă că din ea s-au desprins, din familia Coty, s-au desprins viitorii să zic, mentor ai altor branduri foarte importante din zona parfumeriei, și anume Lancome, Yves Saint Laurent și multe alte. Adică mulți oameni de acolo, din această familie, a fost așa ca un ferment și care a produs apoi generații de producători de cosmetice, să spun. Iar Christian Dior a apelat la, când a apelat la Paul Vacher, i-a spus, adică știa că lui plăcea foarte mult și pre de la, sau cum se cheamă, de la Coty. Mai zice aici că Vacher a fost și inspirat un pic de Vol de Nuit, un alt parfum celebru al casei Guerlain. Guerlain a influențat foarte mult, să zic așa, începuturile parfumeriei moderne, dacă pot să spun, din Franța. Și, bineînțeles, cu tot felul de, cu genul lui de parfumier, a creat ceea ce s-a numit Miss Dior. Numele Miss Dior, acum sunt mai multe teorii. Unii spun că Miss Dior ar veni de la o persoană care era muza lui Christian Dior în materie de modă. Alții spun că a fost inspirat chiar de sora lui, ca atare, Catherine Dior. Ca atare, acel apelativ Cherie, pe care se pare că Christian Dior îl folosea foarte des pentru a-și numi sora, Cherie, care înseamnă dragă, drăguță, draga mea, dar într-o formă mai familiară, mai drăguță. Și de asta apoi s-a format la un moment dat acel nume Miss Dior Cherie, pentru că el practic îmbracă complet inspirația dată de sora lui Christian Dior pentru acest parfum. Ei, și se pare că practic sora lui în final a fost inspirația pentru acest parfum. Parfumul prima dată s-a produs de fapt s-a ambalat, mai bine spus, în sticlele de tip amforă, care sunt specifice lui Dior. Astăzi le mai găsiți doar pe la colecționarii de vintage-uri și la magazinele. În România nu cred că o să găsiți așa ceva, dar dacă aveți ocazia să mergeți la târguri sau să mergeți prin magazine de vechituri din Paris, din orașele Europei Occidentale sau America, și aveți ocazia să dați peste amforă, chiar și goală, de-a lui Dior, cumpărați, pentru că este de o mare valoare. Știu că sunt și foarte scumpe. Am mai pândit și eu câteva pe eBay, dar chiar nu-mi permit deocamdată să cumpăr așa ceva. Cererea era foarte, foarte mare, deci spune aici că prima dată această sticlă de Baccarat în format de amforă a fost produs în 300 de sticle, dar bineînțeles că s-au vândut, astfel că în 1950 s-a ajuns la ideea de a face o sticlă ceva mai accesibilă și care să imite și ceva din stilul materialului pe care îl folosea Dior în creațiile sale. Și de asemenea acea fundiță pe care o vedeți aici la gâtul sticlelor, da? Este inspirată de acest desen din prima publicitate făcută de René Gruau. Asta e, cu această fundiță, acest gât de lebădă împodobit cu o fundiță și care apoi s-a transferat în felul în care arată sticluțele de la Dior. Sunteți așa curioase să treceți un pic prin variantele de la Miss Dior, o să observați că din 1947 și până în prezent avem nu știu câte variante de Miss Dior. Avem o dată așa, deci este Miss Dior din 1947, cel care se pare că este redat foarte bine de acesta pe care îl găsiți, v-am zis, mai aveți ocazia să-l mai găsiți și prin parfumeriile online de tip discounter, tip lichidări de stoc, unde mai aveți ocazia să îl întâlniți. Și se pare că vechiul Miss Dior, ediția din 1947, mirosea ca acesta. Apoi, el la un moment dat, în 2005, este varianta aceasta a lui Miss Dior Cherie, care a stat o multă perioadă, să zic așa, pe piață și practic femeile din perioada aceea așa, nici nu spuneau Miss Dior, spuneau Miss Dior Cherie, ăsta era parfumul, adică așa era cunoscut în mediile de iubitori de parfumuri ca Miss Dior Cherie. Haideți că mai am aici o... mai am un set, e foarte vechi, de-aia se și vede un pic cam ciufulit. Asta este, de exemplu, genul de set care se dădea ca și GVP în anumite parfumerii. L-am cumpărat de la o colecționară din Franța și mai are aici duș, gel de duș și crema de corp. Bineînțeles că cu siguranță sunt expirate, dar eu le țin de dragul acestui set, care este și foarte vechi. Și dacă vă uitați ce frumos, în spate, aici pe fundal, se vede acel imprimeu specific textilelor Dior. Așa, deci avem în 2005 Miss Dior Cherie. Vreau să le iau așa un pic să vedem ce alte variante mai găsim intermediare, dacă sunt. Nu, deci este Miss Dior 1947. În 2012 mai aveți o variantă, vreau să le caut așa ca pe cele mai cunoscute. A mai fost o variantă Miss Dior Cherie în 2007, cu o sticluță un pic mai lunguiață. Și apoi Miss Dior Eau de Parfum în 2017, cred că este practic varianta care îmi place și mie cel mai mult. Cea care este în momentul de față, mai este și Miss Dior Le Parfum, deci acesta pe care l-am eu aici este din 2012. Deci acesta pe care l-am eu aici, 2012, deci deja are... Dacă suntem în 2021, deja are 9 ani, se apropie de 10 ani și el. Da, are o istorie destul de interesantă parfumul Miss Dior, pentru că a fost mereu parfumul care s-a vândut cel mai bine din casa Dior. Și normal că a fost preluat cam de fiecare parfumier care a venit, să zic, la cererea casei Dior de a relansa parfumul. A avut și multe flancăre, multe variante, multe, și Miss Dior Cherie a avut Extrait de Parfum, Miss Dior Cherie Low, apoi a fost Miss Dior Couture Edition în 2011, după aceea Miss Dior în sine a avut Miss Dior Eau Fresh, Miss Dior Esprit de Parfum, Miss Dior Le Parfum Edition d'Exception. Acum, de exemplu, avem Rose in Roses, Blooming Bouquet, adică este o grămadă de variante pentru că este un parfum foarte prolific. Dacă la Miss Dior Cherie vreau să ajung eu, cel din 2005, care, dacă nu mă înșel, este făcut de tipa care, Christine Nagel, din ce știu, Christine Nagel, astăzi, să nu zic o prostie, verifică acum în timp ce vorbesc cu voi. Să vedem că ea mai are niște parfumuri celebre și nu ar vrea să spun vreo prostie. Da, la Hermes, asta vreau să spun că este cunoscută și pentru... producția, așa să zic, de creația de parfumuri pentru Hermes, dar nu numai. Este un parfumier cu greutate, ca să vorbim așa. Deci, Miss Dior a fost oarecum un fel de blazon al parfumeriei Dior, care a vrut să fie purtat de fiecare parfumier. Și astăzi a fost reinterpretat de François Demachy, care este deja parfumierul Dior de niște mulți ani, nu știu exact să vă spun de când, dar oricum el este cel care este cel mai cunoscut astăzi și acolo, on the stage. El este și creatorul pentru tot ce înseamnă parfumerie de nișă Maison Christian Dior și, apropo, aveți ocazia, avem BAFTA, să avem butic Christian Dior în Băneasa, acum să avem și bani să le cumpărăm, dar important este că le avem și măcar putem să mergem să le mirosim acolo și să descoperim l'art d'offrir, arta cadoului, pentru că, apropo de asta, Dior a avut întotdeauna o artă de a pregăti și tot ce înseamnă cutii, GVP-uri. Aici, de exemplu, am un Miss Dior GVP de acum niște ani, nu mai știu de când, cred că e cel din 2015, Da? Dă-ți cât de drăguți fac ei și toate aceste mici cadouri care se dau la cumpărături. Aici, de exemplu, am un set de Dior Voyage, îi spune, de Dior Miniature. E foarte vechi. Acesta se găsea prin aeroporturi acum mai mult de 15 ani, vă spun cu siguranță, mai mult de 15 ani. Vedeți că se păstrează acel gri de la Dior și desenul acela frumos și arătau, așa veneau acele casete de cadouri. Aici am și un Miss Dior, Dolce Vita, Dune, abia se lansase J'adore și Tendre Poison, Eau de Toilette. Da, e vechi și acest set. Și pe vremuri când aveam butic Dior în Debenhams, în Molvitan, unde este acum Douglas, existau tot felul de mici detalii. Uite cum primeai bonul exact. Practic cam așa o să primiți astăzi de la Maison Christian Dior din Băneasa, doamne, deci mi s-a făcut o poftă teribilă să mă fac niște cumpărături acolo, dar mă reține puțin cardul de cumpărături care este așa mai supărat pe mine. Și fiind un parfum atât de iubit, precum... Deci eu îl pun pe Miss Dior, dacă e să mă întrebați pe mine, de la Chanel este Chanel n°5, Guerlain, Shalimar, iar Dior este cu Miss Dior. Atunci se pare, Miss Dior este parfumul reprezentativ pentru Dior. Și are normal și multe produse extensie de gamă. Eu am aici, de exemplu, laptele de corp, am crema de mâini. Miss Dior, bineînțeles, sunt cu aromele foarte recente de acum. Și dacă nu aș, adică nu, am sigur și parfumul de păr. Nu știu dacă este aici, dați aici ce pouch elegant. Nu este aici. A, în schimb, dacă tot am desfăcut ăsta, să vă arăt, am o pudrieră foarte veche. Cristian, eu nu știu dacă este foarte veche. Cineva mi-a spus că are peste 20 de ani, acum nu știu, sincer n-am stat să o analizez. Eu o am deci este refillable Diorific powder compact. Eu o am de vreo 15 ani, deci e posibil să aibă 20 de ani. Da. Și na, asta ar fi așa ce v-am prezentat așa în grosomodo. Acum haideți să vă zic exact părerea mea și să compar un pic edițiile între ele. Vreau să mă întorc aici la Fragrantica pentru că vreau să le am așa în față istoria. Chiar mă gândeam că o să încerc să fac la mine pe blog așa ca o istorie a lui Miss Dior mai pe scurt, astfel încât oricine este cu adevărat pasionat să poată să treacă mai ușor prin ele, pentru că uite, și mie mi-e greu. Uit că n-am în cap, nu sunt un calculator care să înregistreze toate informațiile despre parfumurile care îmi plac și să încerc acolo așa să-mi fac un fel de panoplie. Dacă reușiți să vă cadă în mână și Miss Dior L'Extrait de Parfum, sunteți... Bine, L'Extrait de Parfum găsiți să cumpărați și de pe missdior.com. Găsiți să cumpărați Miss Dior original Extrait de Parfum, care este bombă, ca să spun așa, dacă aveți ocazia cum să-l comandați. Și acum să vă spun un pic cam care sunt părerile mele și o să încep din prezent. În prezent de la cea mai nouă variantă de Miss Dior, care este bine, cea mai nouă este lansată în 2021, anul acesta. Este cea în formă de ursuleț, este o sticlă în formă de ursuleț. Dior Miss Dior Blooming Bouquet Bobby Limited Edition. Da, n-am mirosit-o, nu știu cum este. Am înțeles că ar fi... Da, este inspirată de câinele favorite și Dior. Christian Dior era iubitor de animale și avea un câine și a fost sticla dedicată câinelui lui Christian Dior. Mi se pare totuși un pic cam exagerat, dar oricât de mult iubim animalele și așa, nu cred că facem o sticluță acum în formă de cățeluș ca să ne aducem aminte de chestia asta. Miss Dior Eau de Parfum, ediția din 2017, cred că deja se îndepărtează puternic și pregătește oarecum trecerea spre Miss Dior Eau de Toilette, care e în 2019, și apoi Miss Dior aceasta Rose in Roses, care e în perioada aceasta pe care avem în șel, e lansat, stați să vă spun imediat, în Rose and Roses a fost în 2020, da, este cea mai recentă și care se distanțează foarte mult de tot ceea ce înseamnă Miss Dior. Aceasta deja se duce într-o zonă mult mai trandafiroasă, bombonicioasă și iese complet din zona cipratului Miss Dior de odinioare. Nu mai are, își pierde complet conexiunea, își pierde complet ADN-ul. Dacă e să o spun așa, din toată panoplia de Miss Dior de până acum, este cea mai superficială și este oarecum făcută în raport cu tendințele actuale ale parfumeriei. Bineînțeles, tecluța se păstrează, stilul se păstrează, e frumoasă în continuare. Cine este colecționar, în mod evident, își dorește să păstreze această variantă de Miss Dior în colecția lui. Eu, de exemplu, nu. Va urma să vând această sticluță pentru că nu mă reprezintă, adică nu. Miss Dior Rose and Roses, la fel am o mostră, este o reinterpretare cu foarte, foarte mulți trandafiri și care duce spre o zonă așa de limonadă, de trandafiri, se apropie un pic cu ideea noului parfum de la Dior, să zic noul Pillar, Joy-ul. Nu-mi inspiră, nu mai inspiră nimic din ceea ce era Miss Dior odinioară. Eu când l-am văzut așa rozuliu și trandafiros când am citit despre el, m-am gândit că poate se inspiră oarecum din Miss Dior Cherie, dar nu, Miss Dior Cherie a fost, nu mai e. M-aș bucura foarte mult să-l reia cineva. Ca tare, ăsta este cel mai actual. Despre persistență, dacă vreți acum, că știu că ăsta este punctul central în tot ceea ce înseamnă review la parfum. Are o persistență medie spre slabă, dacă e să mă încadrez în toată linia de la Miss Dior. Cel care mi se părea cu persistența cea mai și puternică, dar și plăcută în același timp, este Miss Dior Cherie din 2005. Acela lasă, pur și simplu, lasă acea urmă după tine plăcută, adică toată lumea simte că e ceva plăcut, că e un parfum deosebit. Și eu că mai aveam o colegă la un moment dat când lucram undeva într-un birou și ea se dădea cu Miss Dior Cherie și întotdeauna așa o plăcere îmi făcea când pe hol simțeam că a trecut pe acolo. Are o tărie, o persistență, dar o persistență plăcută, adică nu este genul acela de parfum bombă care să into your face, da? Deci Miss Diorul actual cred că poate să-ți placă dacă îți place panoplia de parfumuri din prezent și anume toată această serie de la Viebel, Olimpea, de zona aceasta, ceva mai bombonicioasă, ceva mai de gurmandiz, așa, cam prin zona aceea îl văd. V-am spus, cel care îmi place cel mai mult este Miss Dior Cherie, deci sunt înnebunită după el, mai am extrem de puțin. Se mai găsește așa prin grupuri, dar este foarte scump. Am zis, totuși o să încerc să mai fac o rezervă. Poate mai găsesc pe eBay pe cineva pe care să îl vândă și să nu fie așa la un preț leșin. Doamne, deci este... Deci este acel gurmand atât care poate să rămână în același timp și elegant. Nu știu cum... hai să citim un pic despre el, să-mi reîmprospătez și eu informațiile. Deci, la nebunie îmi place Miss Dior Cherie. Este un ciprat fructat, lansat în 2015, top notes cherry, strawberry, deci cireaș, strawberry, căpșună, pineapple, culbea ananas, mandarină, middle, popcorn, caramel, trandafiri, asomie și violetă și notele de bază patchouli, ambră și mosc. Dar este, nu știu, toată acea combinație de fructe care se așează peste chestia de asomie și mos, așa, bine, dar aici e vorba de genul unui parfumier și când vorbim de Christine Nagel, care în prezent creează pentru Hermes, vorbim despre cu totul altceva. Deci dacă n-ați reușit până acum să mirosiți da, nota de popcorn e foarte Deci eu nu mi-aș fi putut imagina niciodată acum că nota de popcorn poate să se simtă atât de mișto într-o parfumă. Când zici popcorn pe a prăjit, asta no, it's not about this. Apoi imediat după, ca să vă mai arăt ceva de la Miss Dior Cherie foarte drăguț, un alt pouch pe care l-am primit odată cadou, tot așa la cumpărături. Și aici am, bine, da, este un Miss Dior Cherie, mai am un Miss Dior Cherie miniatură și ați văzut că mai am încă un set, deci mai am așa niște miniaturi, ca să nu-l plâng foarte mult. Și aici mai am tot așa ce am primit la cumpărături, un Miss Dior Blooming Bouquet, tot o miniatură și miniaturile sunt făcute atât de frumos, ce frumusețe, ce bombonică. Și cutia în interior are ambosat acel detaliu al materialelor de la Dior, tot e făcut foarte frumos. Miss Dior Blooming Bouquet, aș putea să spun, e mult mai mișto decât Miss Diorul Eau de Parfum cel mai recent. Da. Și apoi să revin la Miss Dior Le Parfum din 2012, care, da, mi se pare că păstrează mult și din vechiul Miss Dior. Da? Și acesta, dacă este să vorbim de persistență, e persistent, nenică, ăsta este într-adevăr. Ăsta este și persistent și are și o proiecție mai dură, na? Fiind un ciprat, cu aroma aia de lichen, de mușchi, de nu știu ce, e mai impetuos așa și normal. Nu știu de ce, mie mi-aduce foarte bine aminte de parfumurile purtate de diverse cuconeturi care mai veneau la probe la bunica mea când era croitoreasă. Și mai era o croitoreasă vecină cu ea care era croitoreasă de lux și cred că la aceea veneau multe cuconeturi care chiar se dădeau cu Miss Dior, nu cu alte făcături. Și ăsta este foarte plăcut, dar nu, nu v-am zis, rămân axată pe Miss Dior Cherie. Acesta îmi place foarte mult. Apropo, dacă aveți pe acasă vreo sticlă Miss Dior Cherie și n-aveți ce să faceți cu ea sau nu vă place, dați-mi un semn și negociem aici, sunt dispusă, pentru că na, le găsesc destul de greu. Haideți că mai, dacă tot mai stau pe aici, am mai dat niște googling-uri pe internet și uite, am găsit undeva un clip, am să vă las și link-ul în descriere. Este un YouTuber, pare a fi, Perfume Master, și care a lăsat o listă cu toate variantele de parfum Miss Dior, Miss Dior 1947, Miss Dior Parfum 1947 încă o dată, Miss Dior Cherie 2005, Miss Dior Cherie Parfum 2005, Miss Dior Cherie 2007, Miss Dior Cherie Blooming Bouquet 2008, Miss Dior Cherie Lot 2009, Miss Dior Cherie Edet Eau de Toilette 2010, Miss Dior Cherie Blooming Bouquet 2011, până la Miss Dior Le Parfum 2012. Foarte interesant că avem și chestia asta, chiar o să păstrez. Și dacă mai căutați, dacă dați, de exemplu, uite, aici am mai găsit un felul de poze, găsiți așa un pic istoria acestui parfum. Ca să concluzionez, pentru că de acum ne apropiem de final. Nu vreau să fac clipul acesta nici de 100 de minute. Aș spune așa că oricine este iubitor de parfumuri și vrea să cunoască așa spuma parfumeriei moderne, trebuie să miroase măcar o dată un Miss Dior, ceva din colecția Miss Dior. Adică nu poți să spui că ești pasionat de parfumuri dacă nu ai mirosit 2-3 variante de Miss Dior. E o chestie așa, e un parfum, pe lângă faptul că este iconic, este un parfum reprezentativ, odată pentru dorința unui om iubitor de artă, pentru că ce trebuie să știți despre Christian Dior este că era și foarte mare iubitor de artă, deci odată să știți că el parfumul pornește din chestia asta, dar și din afecțiunea, dintr-o chestie personală, intimă, afecțiunea pentru sora lui. Cred că e o poveste foarte frumoasă. Dacă e să iau așa, să trec prin toate, prin toate istoriile legate de parfum, mi se pare istoria cea mai blândă. Adică dacă ne uităm așa în istoria parfumeriei, toți sunt mai zbuciumați. Chanel, care voia să fie mai... să pătrund așa prin lume și să dea totul la o parte. Guerlain, care avea un geniu și această chestie cu secretul și ca o francmasonerie acolo, ca o aproape ca o sectă, ca un grup foarte închis, foarte obscur, de unde nu puteau ieși secretele parfumeriei, Christian Dior așa mi se pare că parcă e cel mai simpatic personaj așa pe istoria aceasta a parfumurilor iconice, a parfumurilor emblematice. Apoi, ca să o zic pe aia dreaptă, cu excepția variantelor extrem de noi, cum ar fi acesta, dar care v-am zis, nu este rău. Adică dacă e să mă întrebați acum, în momentul de față, să vină o fată de 15 ani și să-mi spună: Ana, uite, părinții mi-au dat bani să-mi iau primul meu parfum, așa, normal că nu aș pune o să-și iau un Miss Dior de acum, poate nici chiar Miss Dior Cherie. În mod evident aș trimite-o la Miss Diorul de acum, da? Pentru că este pentru generația de acum. E mai vesel, e mai girly, e mai... dar are, normal că are acea eleganță a parfumurilor Dior, pentru că oricât am vrea noi să fim acum de cinici, de critici, Diorul este Dior și are un standard al parfumeriei pe care n-ai să poți să-l contești niciodată. Este adevărat că acesta din 2017 sau 2019, în fine, este un pic mai comercial, un pic mai adus pe zona aceasta a gurmandelor, dar este un Miss Dior până la urmă. Este Miss Diorul de astăzi. Probabil că dacă Christian Dior ar fi trăit astăzi și ar fi avut o soră, sora lui ar fi mirosit așa. În 1947, normal că mirosea așa. Sau în 2005 putea să miroase așa, știi? Deci cam asta e ideea, în 2012 așa. Cred că Miss Diorul, dacă îl iei așa ca istorie, îl reprezintă foarte mult tot ce înseamnă aspirația femeilor în materie de parfumuri. Iar Miss Diorul din prezent este exact ceea ce își dorește femeia din prezent. Eu nu prea mă identific cu femeia care își dorește genul acesta de parfum, dar în fine. Și aș spune așa că este genul de parfum feminin pe care trebuie să-l încercați și care, v-am zis, combină lucruri frumoase, pleacă dintr-o origine frumoasă. La fel, bine, Christian Dior a avut și el ca personalitate, așa, din cât am citit eu despre el, nu a fost un zbuciumat, nu a fost un orgolios, nu a fost un... mi se pare așa că pare cam cel mai liniștit așa personaj din perioada aceasta tumultuoasă, adică na, dacă e să ne uităm la celelalte personaje din jurul lui, și de asta zic că el, cred că Miss Dior vine cu această încărcătură de parfum luminos, de parfum armonios. Este un parfum feminin, elegant, însă nu este un parfum rigid. Asta îmi place la el și... da, este genul de parfum pe care eu consider că orice femeie trebuie să-l încerce măcar o dată, iar dacă nu vi-l permiteți neapărat în formatul acesta, puteți căuta și replici la el. Cred că și Zara, în colecția de parfumuri de la Zara, dacă nu mă înșel, mirosea la un moment dat ceva care mirosea cu el, precum și, na, puteți să găsiți și în diverse firme care fac replici corecte, replici echilibrate, unde puteți să regăsiți aroma asta, sau eu întotdeauna vă încurajez să mergeți în grupurile de parfumiști și să cumpărați un decan, să cumpărați câțiva mililitri dintr-un asemenea parfum, un parfum second hand, pentru că uite cum eu voi vinde acest parfum, va fi un parfum second hand, cineva îl va cumpăra și se va bucura de el, așa cum și eu la rândul meu, uite, m-am bucurat de acesta, de exemplu, l-am cumpărat și eu de pe un grup, cutiile acestea de vechituri sunt cumpărate din Franța chiar, de la alți colecționari și așa mai departe. Da, mă uitam acum pe spate aici cât de veche e cutia asta și așa stau să-mi imaginez cine cum l-a purtat, l-a folosit. Bun, asta este povestea mea despre Miss Dior, poveste pe care v-am promis-o de atâția ani, pe care mie mi-a promis-o de atâția ani. Sper că v-a făcut plăcere și dacă vă plac genul ăsta de clipuri, lăsați-mi aici în comentarii, eu o să mă străduiesc să mai fac.